toată lumea îl știe pe suedez, însă puțin știu cât de grea a fost viața lui Zlatan Ibrahimović până să cunoască succesul în cariera sa sportivă. Certurile dintre părinți l-au afectat foarte mult, sărăcia cruntă cu care a crescut l-a făcut să-și dorească să-și depășească condiția, însă destinul său era scris cu litere colorate. Talentul său incredibil a făcut ca micuțul imigrant din Malmo, Suedia, să cucerească încă de la o vârstă fragedă întreaga lume. În autobiografia sa, Ibrahimović dezvăluie cum a crescut cu un tată bețiv și o mamă hoață, cum fura biciclete să ajungă la antrenament și cum l-a făcut Capello golgheterul de astăzi. Atacantul șochează prin povestea drumului parcurs de la copilăria dramatică trăită în ghetoul din Malmo și până să ajungă golgheterul faimos, bogat și rebel. Puștiul scund, grăsuț și cu nas enorm a fost salvat de fotbal. Familia lui Zlatan era o casă a groazei, părinții despărțindu-se când el avea 2 ani. Tatăl său, bosniac, făcea zidărie, însă era mai tot timpul beat. Mama sa, croată, lucra ca femeie de serviciu, fiind arestată pentru furt în 90, iar sora lui, o drogată. Bătut de părinți, când a căzut de pe acoperișul școlii, Ibrahimović a găsit singura evadare către lumea normală, în mingea bătută pe terenul din Rosengard. Tata nu venea niciodată să mă vadă jucând. Abia când am ajuns la Malmo a apărut. Când l-am zărit pe margine, eram în stare să rup lumea în două, spunea Zlatan. Excentricitățile sale l-au transformat foarte repede într-un superstar. Zlatan e azi nu doar unul dintre cei mai mari jucători de fotbal ai generației sale, este un idol pentru toți puștii care visează frumos. Iar viața lui Zlatan ne arată că toate aceste dorințe pot deveni realitate. Trebuie doar să vrei și să muncești suficient de mult. Cei 7 kilometri până la antrenament erau un calvar pentru el. Zlatan a găsit soluția. Mă săturasem să merg pe jos și am furat o bicicletă. Prima a fost una galbenă, chiar a poștașului, iar într-o zi, ca să mă întorc, am luat una din fața vestiarului. A doua zi a fost scandal la echipă, bicicleta era a antrenorului secund, povestește el. Colegii ajunseseră să nu-l mai suporte, iar părinții au făcut petiție să-l dea afară din școală, dar profesorii n-au îndrăznit. Renunțând la artele marțiale de care s-a îndrăgostit la filmele cu Bruce Lee, a parcurs repede treptele către glorie. Doi antrenori din carieră i-au marcat cel mai mult cariera, Capello și Mourinho. Capello mi-a spus că îmi scoate el Ajax-ul din cap. M-a încuiat în vestiar cu un video și câteva casete. Uită-te la Van Basten și învață. 100 de șuturi băgam după fiecare antrenament. Iar Capello m-a făcut din atacant un marcator. Nu l-a uitat nici pe José Mourinho. A fost primul tehnician care mi-a dat SMS. Aș fi ucis pentru el. Dar înnebuneam când nu se bucura la golurile mele și nu m-am lăsat până când n-am înviat mumia. Am marcat cu Atlanta, am ieșit golgheter și l-am ridicat de pe bancă. Zlatan a rămas de mic în grija mamei, iar perioada aceasta a fost una destul de dificilă. Fotbalistul recunoștea că nu i-a fost deloc ușor să locuiască cu mama sa și apoi să îl accepte pe noul soț al ei și pe cei 3 frați vitregi. Micuțul Zlatan a suferit de sindromul de emaciere, scăderea în greutate, astfel că avea mari probleme cu greutatea, dar și cu masa musculară. Salvarea a venit atunci când a reînceput să vorbească cu tatăl său. A început să joace fotbal de pe la 6 ani, atunci când a primit cadou prima sa pereche de ghete. Astăzi se spune că Zlatan câștigă 21 de cenți pe secundă, însă în copilărie, familia sa era atât de săracă încât atunci când tatăl său a cumpărat primul pat de la Ikea, nu au avut bani și pentru livrare și au trebuit să-l care ei de la magazin acasă. Și tocmai pentru că venea dintr-o familie atât de săracă, în copilărie obișnuia să fure dulciuri de la magazine și să împrumute câte o bicicletă. În adolescență a devenit un jucător de bază al echipei din orașul natal, Malmo FF, unde și-a început cariera de jucător profesionist și a ajuns la prima echipă în doar 3 ani. La 15 ani a vrut să renunțe la fotbal și să înceapă să lucreze în port. Antrenorul său de atunci l-a convins să nu facă asta și să-și continue cariera de sportiv. Drumul său a început la Ajax, acolo unde Ibrahimović a fost comparat cu legenda fotbalului local, Marco Van Basten, datorită stilului său acrobatic. În cariera sa a jucat pentru unele din cele mai importante cluburi din lume. Juventus, Inter Milano, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester City și LA Galaxy. Istoria acestui sport îl prezintă pe excentricul Zlatan drept unul din cei mai mari atacanți și unul din cei mai importanți jucători ai generației sale. Golul său din foarfecă, reușit în meciul cu Suedia, împotriva Angliei, i-a adus în 2013 trofeul FIFA
pentru golul anului, iar în decembrie 2013, Ibrahimović a primit locul 3 în topul celor mai buni jucători ai lumii, făcut de The Guardian, clasându-se doar în spatele lui Lionel Messi și a lui Cristiano Ronaldo. În decembrie 2014, ziarul suedez l-a numit al doilea sportiv din istoria țării, după marele jucător de tenis Björn Borg. Ibra, așa cum îi se spune, nu înseamnă doar tatuaje și excentricități. Fiind copilul unor imigranți, acesta și-a dorit foarte mult să schimbe modul în care sunt tratați aceștia în Suedia. Vorbim despre începutul anilor 80, atunci când micuțul Zlatan nu trăia nordul emancipat de azi, iar de atunci și-a dorit să schimbe modul în care suedezii se raportează la emigranți, mai ales la cei care vin din estul Europei. Și datorită tuturor acțiunilor sale a reușit să aducă o îmbunătățire considerabilă în acest domeniu. Viața lui Zlatan Ibrahimović a însemnat o relație stabilă cu Helena Seger, cu care are doi copii, Maximilian și Vincent. Aceștia locuiesc în acest moment în Los Angeles, dar au o casă și în Malmo, acolo unde își petrec vacanțele de vară. Fotbalistul are centura neagră în taekwondo și vorbește fluent patru limbi străine, bosniacă, engleză, spaniolă și italiană. Iar în autobiografia sa, I am Zlatan, excentricul suedez admite că este dependent de tatuaje. Deși era împotriva lor la început, a încercat și acum nu se mai poate opri. Printre cele mai interesante desene pe care le are se numără un desen budist, care reprezintă elementele vânt, apă, foc și spațiu, și un alt desen ce înseamnă protecția împotriva suferințelor familiei sale, sau fraza Only God can judge me. Cu o istorie a golurilor fenomenale în spate, Zlatan Ibrahimović a reușit de fiecare dată să obțină iertarea tribunelor pentru aroganțele sale, pentru că el, chiar și când nu joacă bine, reușește să-și salveze echipa. E un jucător care nu cunoaște proporțiile. E extrem de tehnic pentru înălțimea sa, vorbește mai mult decât toată echipa de la PSG la un loc, iar când îl vezi jucând pentru naționala Suediei, nu înțelegi exact ce vezi, pentru că pare a fi un brazilian cu nume de sârb în tricou suedez. El e Zlatan. Chiar și în cazul unui fotbalist cu atât de mulți fani și cu o istorie atât de bogată, există lucruri fascinante. Când Zlatan juca în Rosengard, avea la dispoziție doar un teren extrem de mic, ca un maidan. În 2007, un sponsor l-a transformat într-o bază sportivă cu 5 terenuri de fotbal cu iarbă artificială făcută din foste ghete de fotbal și cu nocturnă. Acum, lângă bază, apare silueta lui Zlatan alături de autograful său și un mesaj special. Aici e inima mea, aici e povestea mea, aici e terenul meu, să-l duceți mai departe. Zlatan.